Frații mei peloponezi, și bine v-am găsit la un nou track vlog. Băi, n-am mai făcut track vlog de nu știu când. Mă chinui de câteva zile să tot fac, dar n-am mai făcut. Și astăzi o să fac un vlog așa mai explicativ, pentru că am primit destul de multe mesaje de la destul de mulți urmăritori care m-au rugat să arăt exact cum funcționează aplicația de la Amazon cu care lucrez, pentru că a fost așa un, nu știu cum să zic, un trend. După ce am filmat vlogul și am spus că am muncesc aici la Amazon, foarte mulți dintre băieții care muncesc pe aici prin Anglia mi-au dat mesaj și mi-au spus: bă, aș vrea și eu să mă mut la Amazon, sau băi, am găsit și eu firme care lucrează la fel ca și tine și aș vrea și eu să văd cum e cu aplicația, chestii, trebuie să socoteli. Și am zis: băi, în principiu e destul de ușor, e foarte intuitivă, dar na, și eu în prima zi când am folosit-o nu am făcut exact tot ce trebuie și am zis: băi, merită să arăt așa, să fac un scurt video despre cum funcționează aplicația și cam ce trebuie să faci. Și asta o să și fac. În 10 minute ajungem la garaj, luăm camionul și o să vă arăt atunci cum funcționează, ce trebuie să faci, ce trebuie să apeși, ce trebuie să bifezi pe acolo. Astăzi avem o cursă destul de scurtă, începem la ora 2, probabil pe la maxim 9 suntem acasă. E sâmbătă, e prima zi de muncă pentru mine. Și astăzi vom merge până la Newcastle, descărcăm, pe care ne întoarcem. Deci 2 ore în sus până la Newcastle, 2 ore în jos. Normal ar trebui să plec până la maxim 3:30 de la Amazon, aici din Leeds. Să sperăm că nu plec chiar la 3:30, dacă aș pleca la 3, pe la 5 aș fi la Amazon. Mă descarc ăia în maxim 45 de minute când să-mi fac pauză. Asta ar însemna, să spunem, rotunjit ora 6. La 6 am plecat de acolo, 2 ore înapoi ar însemna 8. Și pe la 8:30 să fiu acasă. Dar să vedem. Săptămâna trecută, spre exemplu, am făcut de vreo 2 ori sau de 3 ori cursa asta. Problema e doar că am plecat destul de târziu de aici, de la Amazonul din Leeds. Am plecat mereu cam la ora 3:30, într-o zi chiar am plecat la 4, mai târziu decât ar fi trebuit. Dar să sperăm că au rezolvat. Au fost foarte aglomerați. Săptămâna trecută chiar s-a întârziat cam peste tot. Tot ce însemna depozit Amazon, cam peste tot am întârziat. De fapt, ei m-au întârziat, bine, nu cu mult, cu 10-20 de minute, dar până acum nu se întâmplase niciodată chestia asta. În fine, hai că ajungem la garaj și vorbim mai multe atunci. Gata, frații mei, pune-ne, am luat și noi careturile, am băgat în mașină. Mamă, sper să termin o dată cu măștile astea, că mi s-a luat să de tot car după mine. Păi, haideți să vă arăt exact cum se treaba cu aplicația. Ia să vedem cum o să filmez eu aici, așa. Și o să avem în felul următor. Avem aplicația care se numește Relay. Și după cum vedeți, îmi arată aici data. Setarea aplicației o veți face probabil cu angajatorul, pentru că trebuie să faceți câteva chestii. Și avem aici 1 Leeds, Newcastle, ne întoarcem și aici aveți un întreg itinerariu. De unde trebuie să colectați ce? Vă scrie aici collect trailer, asta e numărul de referință.
cu orele la care trebuie să ajungeți. Eu, spre exemplu, trebuie să ajung în Leeds la Amazon la 2:30, tocmai de-aia încep la ora 2. Deci tot timpul cu jumătate de oră mai mai devreme. La 6:30 ar trebui să fiu la Newcastle, da? Unde îmi scrie clar că voi face drop-off trailer live, adică va trebui să mă să las trailerul pentru descărcat live. De multe ori în cele mai multe locații Amazon o să vă pună să dezagățați trailerul și să stați în cabină cât timp vă descarcă ei, sau dacă nu vreți să-l dezagățați, pur și simplu îl lăsați în rampă, dar stați în cantina lor. După care îmi spune că într-o oră, la 7:30, ar trebui să colectez trailerul, același trailer gol, empty, da? Și să plec către Leeds, unde ar trebui să las trailerul la 12:30. Problema la mine aici cu Leeds-ul este faptul că ăștia sunt închiși de la ora 6 dimineața până la 1 după amiaza, iar eu vin cu trailerul aici la noi în curte. Da, nu trebuie să-l duc la Amazon, o să-l duc altcineva după aia, după amiază, la Amazon. Iar treaba să-mi facem, dai begin work. Și aici, de obicei, o să vă pun să selectați un vehicul. Asta în funcție de firma la care munciți. Eu astăzi am NG70AYL. Am dat OK. Mă întreabă dacă aduc un trailer gol, adică exact ceea ce, ce fac băieții de tura de după amiază, pentru că aduc trailerele goale pe care noi le lăsăm aici, că Amazonul este închis. Ei da next. Și acum, după cum vedeți aici, apare un buton de GPS Arrival Enable. Adică aplicația va detecta automat când tu vei ajunge la locația respectivă. Adică, spre exemplu, pentru mine la depozitul Amazon din Leeds, da? La LBA8, pentru că sunt mai multe. O să vedeți că dacă o să munciți cu Amazon, o să aveți genul ăsta de coduri pentru fiecare depozit. În momentul în care voi ajunge acolo, aplicația va genera automat un cod de QR code. Și QR code-ul ăla în unele locații ți-l scanează ei automat cu un aparat, iar în alte locații pur și simplu doar îi spuneți acest număr de referință. Ultimele 3 cifre, 3 litere, 3 cifre, orice ar fi acolo, îi le spuneți celui de la poartă. Iar de la poartă vă spune exact ce să faceți, unde vă găsiți trailerul sau dacă trebuie să așteptați sau ăia vă spun absolut orice. Nu trebuie să sun pe nimeni, nu trebuie să faci absolut nimic. Dacă ai vreo problemă, ai aici un buton de report arrival issue. Și dai pe el și aici ai mai multe opțiuni să alegi, că ajungi mai târziu, că aplicația nu a detectat că ai ajuns, se mai întâmplă chestia asta și nu-și generează acel cod, îi dai acolo, dai up not detecting the arrival și aia e. Dacă te-a pus, te duci la altă locație, dacă te-a redirecționat, dacă adresa este incorrectă, deci sunt mai multe variante. Cam asta ar fi cu începutul aplicației, o să vă arăt și când ajungem aici la Leeds și o să vă arăt cum generează acel cod. Și cam atât. Hai la Leeds. Ok, am ajuns în curte la Amazon. N-am apăsat încă nimic pe aici. După cum vedeți, pe aplicație scrie deja Arrival successfully detected și v-a generat acest cod, da? QR code. Ăsta ori îl citesc, da? Ori îi dați ultimele 3 litere, cifre de la referință. După care aveți aici un buton în care scrie tap. Nu știu dacă se... Așa, tap after scan, da? După ce te-a scanat sau ți-a luat alea, ai dat tap. Și acum, mie de la poartă mi-a dat să mă parchez într-un loc. O să spun exact cu număr unde trebuie să te parchezi. De multe ori se respectă, de multe ori nu se respectă acel număr de parcare, dar trebuie să stai în parcare. Pentru că vor veni la tine băieții ăștia de pe aici, dacă unde sunt ăștia. Băieții ăștia vor veni și îți vor spune la ce rampă să-ți iei vagonul. Înainte, de ceva vreme nu mai apare, dar înainte mi-apare direct în aplicație, se updata chestia asta de aici și spunea du-te la rampa numărul, nu știu, la un exemplu, 310 și ia vagonul cu tărică. Acum de o perioadă nu prea mai merge și am mai făcut ceva update-uri, dar în momentul în care vă veți duce și o să vă luați vagonul, o să faceți chestia asta. Dați visit ship clerk sau ce dracu scrie acolo, clerk, nici nu mai știu, și dai manual overdrive. Și atunci, după ce dai manual overdrive, o să trebuiască să introduci numărul de vagon. Nu o să o fac acum pentru că încă nu e gata vagonul meu. După ce ai dat să-ți facă
să-ți bage numărul de vagon, o să vă arăt eu după aia, o să vă genereze un CMR. CMR-ul ăla este electronic, ajunge direct la destinatar, instantul, doar dai ok, îl confirmi, nu trebuie să-l printezi, nu nimic. Mai sunt locații în care îți dau ei CMR, dar foarte rar se întâmplă chestia asta. Și ia uite mă, eu tot filmam aici la... Ăsta era... Ce idiot sunt. Așa. După care vă va genera iarăși un cod ăla de bare, care o să trebuiască să... Codul ăla de bare o să trebuiască să ieșiți. Da? Cu ăla dați, după ce ați făcut check-out-ul, ați dat ok, după care va apare următoarea locație unde trebuie să ajungeți și cu acel GPS care flancă-ne acolo, bipuie. Cam asta. O să vă arăt și cu vagonul când îl agățăm. De fapt, nu o să vă arăt, că nu am voie să filmez aici cum îl agățăm, dar o să vă arăt cum facem cu aplicația. I'll be back. Ok, frații mei peloponezi, am luat vagonul. Dăm aici manual overdrive. VS 4466. Hold on. Yeah, don't worry. 66 și nu mai știu următoare. 2 secunde să văd. Ok. 8-4. Search. Ne-a găsit vagonul. Am dat click pe el. Am dat confirm. Și acum ne generează CMR-ul. ECMR de fapt. Asta e CMR-ul. Îi dăm confirmare. Și ne-a rămas asta. Mergem la poartă. Luăm sigiliu și după ce am ieșit de aici, îi dăm pe check-out. Și asta e tot. Ne vedem pe drum. Am ieșit de aici, am dat check-out și acum ne arată unde trebuie să ajungem data, adică cu descărcarea, în vagonul ăsta unde trebuie să ajungem. Și vedem, ne dă adresa, ne dă tot, oră, normal trebuie să fie la 6:30 acolo, e 3:10. În 2 ore stă acolo, la 5:10 stă acolo. Așa se poate plecăm. Și gata. Am plecat. Să-i dăm bătaie. Răsare și soarele. E 3:10 și deja se vede o oarecare lumină. Da, să aprindem și noi farurile. Așa, boss. Haideți cum e. Ne vedem acolo, probabil, când ajungem. Habar nu am. Ok. Frații mei peloponezi, thank you, am ajuns aici la Newcastle și 2 secunde să vă arăt imediat în aplicație să vedem dacă ne-a găsit. Vedeți? Direct. Arrival successfully detected. Iar acum codul ăsta de bare, de QR, nu știu cum zice, cod de bare, codul ăsta va fi scanat de un băiat de aici la depozit și îmi va da rampa unde să bag. Probabil la ultima rampă, mamă, e full aici. Probabil la rampa 4 va trebui să bag. Sau poate bag la 3. Și după aia la plecare o să vă arăt ce și cum. I'll be back. Băi, am decuplat și ne-am băgat la rampă. Deci după ce mi-a scanat la codul, am dat tap mai departe și vedeți cum apare, da? Dock door number 3. Asta este trailerul, iar în momentul în care va fi gata, vom da unloaded, adică sunt descărcat. Și mă va trece din nou la pasul în care va trebui să bag numărul trailerului pe care îl iau de aici. Și mă va duce, mă va genera iarăși, de fapt nu mai va genera niciun fel de CMR pentru că nu am niciun fel de marfă. Dacă aveam marfă, îmi genera CMR. După care... Asta este tot, mi-apare iar după aia același lucru ca și până acum. Următoarea destinație va fi Leeds, dar eu nu voi ajunge acolo, mă uit la mine la garaj și evident că nu va mai genera acel cod de bare, ci voi da acolo la Report Arrival Issue și dau acolo și dau aleg Redirected Off Parking, ceva de genul ăsta.
gen că m-au redirecționat către o parcare. Și asta e tot. Am dat acolo, pac. I-am dat când a aruncat trailerul, drop off trailer, mi se pare că scrie. Îi dai click. Și termină toată șmecherea. S-a închis aplicația, s-a închis pe ziua respectivă. După aia, în câteva ore sau imediat, poate să-ți apară cursa pentru mâine. Și faci același lucru pe care îl faci, l-am făcut de dimineață. Begin work, îți alegi camionul, bași toate datele alea și ai. E foarte ușor de umblat cu ea și evident că după câteva zile o să te obișnuiești. Cam asta e treaba cu aplicația de la Amazon Relay. În principiu, chiar dacă nu lucrezi la o firmă cum lucrez eu și doar ai curse de Amazon, am impresia că tot prin aplicația asta trebuie să lucrezi. Deci chiar dacă ești subcontractor sau ceva de genul ăsta. Și cam atât. Mamă, ce murdeați sunt ăștia. Cam atât cu aplicația Relay. Ne vedem când plecăm de aici. Probabil mai pălăvrăgim un pic. I'll be back.